Sing is just a reminder that we are not saved by works. Cântecul pe care voi cânta este o reamintire că nu suntem salvați prin fapte. But we are saved by grace. Ci prin har. And it says, were it not for grace? Și spune dacă nu ar fi fost harul. I basically wouldn't be where I am. Eu nu aș fi unde sunt astăzi. Be blessed. 2 2 1. Hai să ridicăm să cântăm. 2 2 1. Stau pe adevărul. Shall we stand as we sing standing on the promises of God? Stau pe adevărul para fost rostit, cred cuvântul celui care m-a iubit. Neclintind instinct că steții tau ascund, stau pe adevărul lui Iisus. Stau pe stânga și aștept cu dor făgăduința sfântă. Stau pe stânca, eu stau pe adevărul lui Iisus. Stânca mea e Domnul cel de neclintit, orice câte valuri crince l-au lovit. Stau pe adevăr, de el m-a las condus. Stau pe adevărul lui Iisus. Stau pe stânca și aștept cu dor făgăduința scumpă. Stau pe stânca, eu stau pe adevărul lui Iisus. Nu plec nicăieri din mâna Domnului, stau legat cu funia iubirii Lui. Toate slava și nădejdea în El m-am pus, stau pe adevărul lui Iisus. Stau pe stânca și aștept cu dor făgăduința scumpă. Stau pe stânca, eu stau pe adevărul lui Iisus. Pastor Bo. Let's pray. Să ne rugăm împreună. Our Father and our God. Părinte și Dumnezeul nostru. Thank you for the privilege you have given us of being in this beautiful place. Îți mulțumim pentru privilegiul pe care ne-l-ai dat să fim în acest loc frumos. The fresh air. Pentru aerul curat. The fellowship. Pentru împărtășie. The good food. Pentru mâncarea cea bună. Friendships resumed. Pentru prieteniile care s-au legat. Just so many blessings. Atât de multe binecuvântări. And now as we open your holy word. Și acum când vom deschide cuvântul tău. We ask that the spirit that inspired that word. Cerem ca Duhul care a inspirat acele cuvinte. Will be present with us. Va fi prezent alături de noi. To give us understanding. Pentru a ne da înțelegere. And how it affects our personal walk with Jesus. Și cum ne afectează umblarea noastră personală cu Isus. We thank you for the promise of your presence. Îți mulțumim pentru promisiunea prezenței tale. And we claim that promise. Și cerem împlinirea acelei promisiuni. In the precious and holy name of Jesus. În numele prețios al lui Isus. Amen. Amin. Please be seated. Luăm loc. In the next few presentations. În următoarele prezentări. We are going to look at the word finished as it is used 7 times in the Bible. Ne uităm la cuvântul terminat, așa cum este folosit de 7 ori în Biblie. Remember, the word is finished. Cuvântul este terminat. 7 times. De 7 ori. And it has to do with salvation history. Și are de a face cu istoria mântuirii. Yes.
Excuse me? Sfârșit. E același înțeles. Okay. Are we good? Okay. So we're going to look at the word finish 7 times. Vom uita la acest cuvânt sfârșit de 7 ori. And the 7 times mark the great events of salvation history. Și de 7 ori acest lucru marchează evenimentele din istoria mântuirii. And we're going to find that each time the word finished is used, vom vedea că de fiecare dată când acest cuvânt sfârșit este folosit, it has a relationship with the Sabbath, are legătură cu sabatul, and with the sanctuary, și cu sanctuarul. So remember, 7, amintiți-vă, 7, finished, sfârșit, and the relationship between the Sabbath and the sanctuary, dintre sabat și sanctuar. Now we need some context first of all. Avem nevoie de un context în primul rând. We need to go to an event that took place before creation week. Avem nevoie de un eveniment care s-a întâmplat înainte de săptămâna creațiunii. We all know that in heaven there was a glorious creature called Lucifer. Știm că în ceruri a fost o creatură minunată care se numea Lucifer. The Bible tells us that he was a covering cherub. Biblia ne spune că el era un heruvim ocrotitor. And the covering cherubs were at each side of the ark. Și heruvimii ocrotitori erau de fiecare parte a chivotului. Each side of the ark. And so this is taking place in the most holy place. Acest lucru se întâmplă în Sfânta Sfintelor. Because the ark was in the most holy place. Deoarece chivotul era în Sfânta Sfintelor. And the cherubs were on the sides of the ark. Și heruvimii erau de parte și de alta a chivotului. This being was very popular among the angels. Această ființă era foarte populară printre îngeri. The Bible tells us that he was beautiful. Biblia ne spune că era frumos. He was rich. Bogat. He was wise. Înțelept. And very, very popular. Și foarte popular. But the Bible tells us that he corrupted these qualities. Dar Biblia ne spune că el și-a corupt aceste calități și atribute. He became proud of his beauty. A devenit mândru de frumusețea sa. He became proud of his wisdom. A devenit mândru de înțelepciunea sa. He became proud of his riches. A devenit mândru de ceea ce deține. And he became proud of his popularity. Și a devenit mândru de popularitatea sa. What the straw that broke the camel's back. That's an idiom. I should not have used that idiom. In other words, the point that led to Lucifer rebel against God. Momentul care a dus la rebeliunea lui Lucifer împotriva lui Dumnezeu had to do with creation. A avut de-a face cu creațiunea. Creation was the point that led Lucifer to rebel against God. Creațiunea a fost ceea ce l-a dus pe Lucifer să se războiască cu Dumnezeu. You see, the Father and the Son consulted together about creation. Tatăl și Fiul s-au consultat împreună în ceea ce privește creațiunea. And Lucifer was not consulted. Iar Lucifer nu a fost întrebat în legătură cu aceasta. And for this reason he was filled with jealousy and envy. Din acest motiv el a fost umplut de gelozie și invidie. I want to read a statement that we find in early writings page 145. Vreau să citesc un citat pe care îl găsim în Scrieri Timpurii pagina 145. Where Ellen White describes the origin of this controversy. Unde Ellen White descrie originea acestei controverse. This is how it reads. Iată ce scrie. Satan was once an honored angel in heaven. Satana era odată un înger onorat din ceruri. Next to Christ. Lângă Hristos. His countenance, aparența sa, like those of other angels, precum a celorlalți îngeri, was mild and expressive of happiness. Era blândă și era o expresie a fericirii. His forehead was high and broad. Fruntea lui era înaltă și lată, showing great intelligence. Arătând o mare inteligență. His form was perfect. Statura era perfectă. His bearing noble and majestic. Înălțimea lui era nobilă și maestoasă. But dar when God said to his son, când Dumnezeu i-a spus fiului său, this is the father speaking to the son, aici este tatăl vorbind fiului, let us make man in our image, să facem om după chipul nostru, Satan was jealous of Jesus. Satan a fost gelos pe Isus. He wished to be consulted concerning the formation of man. El și-a dorit să fie și consultat în ceea ce privește crearea omului. And because he was not,
Și deoarece nu a fost consultat. He was filled with envy, jealousy and hatred. S-a umplut de invidie, gelozie și ură. He desired to receive the highest honors in heaven next to God. Și a dorit să primească cele mai înalte aprecieri din ceruri lângă Dumnezeu. Now, alături de Dumnezeu. When Lucifer chose to rebel against God, când Lucifer a decis să se războiască împotriva lui Dumnezeu, God could have decided to abort the creation plan. Dumnezeu ar fi putut decide să abandoneze planul creației. He could have said, "I'm not going to create because this is going to be a problem." El ar fi putut să spună, "Nu voi mai crea deoarece va fi o problemă." But God decided to go forward with the program. Dar Dumnezeu a decis să meargă înainte cu planul său. He said, "Let's go forward with creation." Și el a spus, "Mergem înainte cu creațiunea." Now, creation took place as a cooperative effort. Creațiunea a luat naștere ca un efort cooperativ. In other words, the Father devised the plan. Cu alte cuvinte, Tatăl a conceput planul. He thought the plan. El l-a gândit. And Jesus spoke the plan into existence. Și Isus l-a spus ca să-l aducă în existență. In the New Testament, creation is always from the Father through the Son. Întotdeauna în Biblie, creațiunea este de la Tatăl prin Fiul. You find that in several verses in the New Testament. Găsiți lucrul acesta în numeroase versete din Noul Testament. The Son performed the Father's will in creation. Fiul a îndeplinit voia Tatălui în creațiune. And that made Lucifer very jealous. Și acest lucru l-a făcut pe Lucifer foarte gelos. Now, you remember that this morning we said that before creation week, vă amintiți că v-am spus în această dimineață că înainte de săptămâna creațiunii, the planet had four problems. Planul avea patru probleme. Number one, the planet was without form. Numărul 1, planeta era fără formă. Secondly, it was empty or void. În al doilea rând, era goală. Number three, it was in darkness. 3, era în întunecime. And number four, și 4, there was no light. Nu exista lumină. And there was no life. Și nici viață. So, the Father and the Son decided to implement the plan. Tatăl și Fiul a decis să meargă mai departe cu planul. And of course, the active agent was Jesus Christ. Și desigur că agentul care a acționat a fost Isus. He was the one that spoke. El a fost cel care a vorbit. Everything into existence. Totul pentru a lua ființă. That's why the Bible calls him the Word of God. De aceea Biblia numește cuvântul lui Dumnezeu. The Father thinks and Jesus speaks the Father's thoughts. Tatăl gândește și Isus rostește gândurile Tatălui. In fact, Ellen White once wrote. De fapt, Ellen White a scris odată. What speech is to thought? Ce este vorbirea pentru gândire? Christ is to the eternal Father. Este Hristos pentru Tatăl. So we think and then we speak. Deci gândim și apoi vorbim. At least that's the way we should do it. Sau cel puțin așa ar trebui să facem. And so the Father thinks the plan. Tatăl gândește planul. And Jesus implements the plan. Și Isus îl implementează. Now, this morning we studied that Jesus was the one who worked 6 days. De dimineață am studiat că Isus a fost acela care a lucrat 6 zile. And Jesus was the one who ceased on the seventh day. Și Isus a fost acela care a încetat să lucreze în a ziua șaptea. Let's read Genesis 1:31. Să citim Geneza 1 cu versetul 31. Again, where this fact comes through. Din nou, acolo unde vedem aceste lucruri scrise. First, that he worked 6 days. În primul rând că el a lucrat 6 zile. It says in Genesis 1:31. Geneza 1 cu 31 spune. Then God, remember this is Jesus. Then Dumnezeu, vă amintiți că e Isus. Then God saw everything that he had made. S-a uitat la tot ce făcuse. And indeed it was very good. Și iată că erau foarte bune. So the evening and the morning were the sixth day. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a șasea. So who made everything the first 6 days? Cine a creat totul în primele 6 zile? Jesus made everything the first 6 days. Isus a creat totul în primele 6 zile. Now I want to notice also the following verse. Vreau ca să observați și următorul verset. Remember this morning we said that the Genesis 2:1 belongs to chapter 1.
Vă aduceți aminte că de dimineață v-am spus că Geneza 2 de la versetul 1 aparține de Geneza capitolul 1. Now here we're going to find the first use of the word finished. Aici vom găsi prima utilizare a cuvântului sfârșit. It has to do with creation. Are de a face cu creațiunea. It has to do with the sanctuary we're going to find. De a face și cu sanctuarul. And it has to do with the Sabbath. Și cu sabatul. Notice what Genesis chapter 2 verse 1 says. Observați ce spune Geneza 2 cu versetul 1. Thus the heavens and the earth and all the host of them were finished. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. So after working 6 days, deci după ce a lucrat șase zile, the work of Jesus was finished. Lucrarea lui Isus a fost sfârșită. He did all the work. El a făcut toată lucrarea. Man did no work. Omul nu a lucrat nimic. We also notice that on the seventh day Jesus ceased. Vedem și că în ziua a șaptea Isus a încetat lucrul său. You see, the word Shabbat, like we noticed this morning, means to cease. Cuvântul Shabbat, așa cum am învățat de dimineață, înseamnă a înceta. It is not a word that speaks of the quality of rest on the seventh day. Nu vorbește despre calitatea odihnei din ziua a șaptea. Or how Jesus rested on the seventh day. Sau cum s-a odihnit el în ziua a șaptea. The word Shabbat means he ceased. Cuvântul Shabbat înseamnă el a încetat. The seventh day he created no more. Adică, cu alte cuvinte, în ziua a șaptea nu a mai creat nimic. His creation was finished. Creațiunea era sfârșită. Now let's look at Genesis chapter 2 and verse 2. Să privim la Geneza 2 cu versetul 2. It says, and on the seventh day God ended his work. În ziua a șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea, which he had done, pe care o făcuse, and he rested, și în ziua a șaptea s-a odihnit, on the seventh day, from all his work, de toată lucrarea lui, which he had done, pe care o făcuse. I get the impression that he was the one who did it. Am impresia că el a fost cel care a făcut-o. And he is the one that ceased. Și el este cel care încetează. Man did no work. Omul nu a lucrat nimic. And there's no reference to man ceasing on the seventh day. Și nu există nicio referință că omul ar fi încetat să lucreze în ziua a șaptea. Now here's the question. Iată întrebarea. What did Jesus do on the seventh day? Ce a făcut Isus în ziua a șaptea? He ceased. El a încetat. But what did Jesus do while he ceased? Dar ce a făcut el în timp ce a încetat? We would like to know. Am dori să știm. Well, actually what Jesus did on the seventh day. De fapt, ceea ce a făcut Isus în ziua a șaptea. Was to behold his wonderful work of creation. Este să-și privească minunata carte a creațiunii. He looked at what he had made with satisfaction and with joy. A privit ceea ce a creat cu satisfacție și cu bucurie. And the book of Job tells us. Și cartea lui Iov ne spune. That all of the heavenly beings rejoiced. Că toate lumile s-au bucurat. When Jesus rested on the seventh day. Când Isus s-a odihnit în ziua a șaptea. Ellen White wrote about what God did on the seventh day. Ellen White a scris despre ce a făcut Dumnezeu în ziua a șaptea. In the book Patriarchs and Prophets, page 47. În cartea Patriarhi și Profeți, pagina 47. We find what Jesus did on the seventh day. Găsim scris ceea ce a făcut Isus în ziua a șaptea. While he ceased. În timp ce a încetat să lucreze. When he created no more. Când el nu a mai creat. He did something on the seventh day. A făcut ceva în ziua a șaptea. But not work. Dar nu a lucrat. So now notice this quotation. Priviți la acest citat. God looked with satisfaction. Dumnezeu a privit cu satisfacție upon the work of his hands. Asupra lucrării mâinilor sale. All was perfect. Totul era perfect. Worthy of the divine author. Demn de autorul său divin. And he rested. Și s-a odihnit. Not as one weary, nu ca unul obosit, but well pleased with the fruits of his wisdom and the goodness and manifestations of his glory. Ci ca unul mulțumit cu fructele înțelepciunii și bunătății și ale manifestării slavei sale. Jesus says, "Wow, this is beautiful." Isus a spus, este foarte frumos. The Sabbath was a day for him to enjoy his work of creation. Sabatul a fost o zi în care el s-a bucurat de lucrarea creațiunii. Are you catching the picture? Înțelegeți mesajul? Now, what did Adam and Eve do the seventh day? Ce au făcut Adam și Eva în ziua a șaptea?
That's a good question, right? E o întrebare bună, nu? Now, this is a very important point. E un punct foarte important. Did Adam and Eve do any of the work? Au lucrat Adam și Eva? No. Nu. So could they cease? Ar fi putut ei să înceteze să lucreze? No. Nu. Cease from what? Să înceteze ce anume? Jesus could cease. Iisus ar fi putut să înceteze. Because he had worked. Pentru că el lucrase. Adam and Eve could not cease from their work because they didn't work. Adam și Eva nu ar fi putut pentru că ei nu lucraseră. So what did Adam and Eve do on the seventh day? Ce au făcut Adam și Eva în ziua a șaptea? On the seventh day, Adam and Eve. În ziua a șaptea, Adam și Eva. Enjoyed and entered into Christ's rest. S-au bucurat și au intrat în odihna lui Hristos. Clearly, Adam and Eve were not working on the seventh day while God rested. Cu siguranță Adam și Eva nu lucrau în ziua a șaptea în timp ce Dumnezeu se odihnea. They were resting with the Lord. Ei se odihneau împreună cu Dumnezeu. In joyous contemplation of what Jesus had made. Contemplând cu bucurie ceea ce Iisus crease. Adam and Eve rested in Christ's finished work. Adam și Eva s-au odihnit în lucrarea încheiată a lui Hristos. On the seventh day. Din ziua a șaptea. Are you understanding this? Înțelegeți acest lucru? This the Sabbath has much to do with righteousness by faith. Sabatul are mult de a face cu neprihănirea prin credință. We're going to find that as we study along. Vom afla asta pe măsură ce vom studia. The Sabbath, the first Sabbath, primul sabat, was first of all the day on which Christ rested. A fost în primul rând ziua în care Hristos s-a odihnit. And for this reason the Bible never refers to the Sabbath as the Sabbath of the Jews. Și din acest motiv Biblia nu se referă niciodată la sabat ca fiind sabatul evreilor. In Isaiah 58 God says take away your foot from my holy Sabbath. În Isaia 58 Dumnezeu spune să nu-ți calce piciorul în sabatul meu. It says in Exodus chapter 16 verse 23 that the Sabbath is a Sabbath rest, a holy Sabbath to the Lord. În Exodul 16 ni se spune că odihna de sabat, un sabat sfânt al Domnului. And we find in other places in the Bible like Ezekiel 20 verse 20. În Ezechiel 20:20. God said, "Hallow my Sabbaths." Dumnezeu a spus. And Jesus referred to himself as the Lord of the Sabbath. Sfințiți sabatele mele și Iisus a referit la sine însuși ca fiind Domn al sabatului. And so every time that the Bible speaks about the Sabbath, de fiecare dată când Biblia vorbește despre sabat, it's the Sabbath of the Lord. Este sabatul Domnului. Because it was the Lord who ceased on the Sabbath. Deoarece Dumnezeu a încetat lucrarea sa în sabat. You can never refer to it as the Sabbath of the Jews. Nu poți să te referi la el ca fiind sabatul evreilor. In order to be the Sabbath of the Jews, the Jews would have had to create it. Pentru ca să fie sabatul evreilor, evreii ar fi trebuit să-l creeze. So, let's summarize what we've looked at. Să facem un rezumat la ceea ce am ascultat până acum. At the conclusion of the first week, ca o concluzie a primei săptămâni, man rested before he worked. Omul s-a odihnit înainte să apuce să lucreze. While Jesus rested after he worked. În timp ce Iisus s-a odihnit după ce a lucrat. This is very important. E foarte important. Now, what about the second week? Dar ce putem spune despre a doua săptămână? The answer is that after Jesus made the first week, răspunsul este că după ce Iisus a creat prima săptămână, after Jesus worked the first six days, după ce Iisus a lucrat în primele șase zile, and he ceased on the seventh day, și a încetat în ziua a șaptea, he had created the week. El crease deja săptămâna. And now he took the week and he gave it to man. A luat această săptămână și a dăruit-o omului. God took his week and he gave it to man. Dumnezeu a luat săptămâna lui și a dăruit-o omului. Now God's week becomes man's week. Săptămâna lui Dumnezeu devine săptămâna omului. Ellen White wrote in Desire of Ages page 281. Ellen White a scris în Hristos Lumina Lumii în pagina 281. Because he had rested upon the Sabbath. Deoarece s-a odihnit în sabat. Because Jesus rested upon the Sabbath. Deoarece Iisus a odihnit în sabat. God blessed the seventh day and sanctified it. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o. Why did God bless and sanctify the Sabbath? De ce a binecuvântat și a sfințit Dumnezeu? Because he rested on it. Deoarece s-a odihnit. See, he blesses and sanctifies the day after he rests. Vedeți, binecuvântează și sfințește ziua după ce se odihnește. And then notice how the quotation ends. Și priviți cum se încheie citatul. It says, spune, set it apart to a holy use. A pus-o deoparte pentru un scop sfânt. He gave it to Adam
as a day of rest. I-a dăruit-o lui Adam ca o zi de odihnă. Did God give the Sabbath to Adam and Eve when the seventh day began or when it ended? Dumnezeu a dăruit ziua a șaptea atunci când i-a început sau când s-a încheiat? When it ended. Când s-a încheiat. Because he could not give to Adam and Eve what he had not yet created. Pentru că nu putea să dea lui Adam și Evei ceva ce încă nu crease. Are you following me? Mă înțelegeți? You say, well, this is all theological. Yes, it is theological. Și poate spuneți chestiile astea țin de teologie și poate că așa este. But it is extremely important. Dar sunt foarte importante. And you know, we have to look at Bible doctrines more deeply. Ar trebui să privim doctrinele biblice mai în amănunt. And you know Mark 2 verse 27? Știți în Marcu 2 cu 27? It corroborates what Ellen White said, what I just read. Spune exact ceea ce a spus și Ellen White. The quotation from Ellen White says that after he created the Sabbath, he gave it to Adam. Ellen White spune că după ce a creat sabatul, l-a dăruit lui Adam. In Mark 2:27, în Marcu 2 cu 27, it says the Sabbath was made for man. Spune sabatul a fost făcut pentru om. See, he makes the Sabbath for man. El face sabatul pentru om. So, the Sabbath is the day that God created. And when the day ended, man rested. Sabatul este ziua pe care a creat-o Dumnezeu și atunci când ea s-a încheiat, a dăruit omului. Now, after Christ ceased and rested on the seventh day, după ce Hristos a încetat să lucreze și s-a odihnit în ziua a șaptea, and Adam and Eve with him, și a făcut același lucru și Adam și Eva, he blessed it and made it holy, a binecuvântat-o, a sfințit-o, then gave it to them, le-a dăruit-o. And he said, now you are going to do the second week what I did the first week. Și a spus, voi veți face în a doua săptămână ce am făcut eu în prima săptămână. In other words, in a continuous cycle, cu alte cuvinte, într-un ciclu continuu, every week, fiecare săptămână, man was to repeat in miniature, omul trebuia să repete la o scală miniaturală, what God had done the first week. Ce făcuse Dumnezeu în prima săptămână. For man, he had to do it continuously. Deoarece omul trebuia să o facă într-un mod continuu. Notice what Ellen White wrote in Patriarchs and Prophets, page 111. Priviți ce spune Ellen White în Patriarhi și Profeți, pagina 111. When we keep the Sabbath, it is not us that are resting. Când ținem sabatul, nu noi ne odihnim. It's not our rest. Nu e odihna noastră. We are commemorating the Creator's rest. Noi comemorăm odihna Creatorului. Notice this statement. Priviți citatul. The first six days of each week are given to man for labor. Primele șase zile ale fiecărei săptămâni sunt dăruite omului pentru lucru. So why are the first six days of work for us? De ce sunt făcute primele șase zile? Now she explains. Explică. Because God employed the same period of the first week in the work of creation. Deoarece Dumnezeu a avut parte de aceeași perioadă în prima săptămână a săptămânii creațiunii. So Christ worked 6 days. Hristos a lucrat 6 zile. And then starting the second week he says, now you're going to rest 6 days. You're going to work 6 days. Și în a doua săptămână i-a spus omului și tu vei lucra 6 zile. Jesus says, I rested or ceased on the seventh day. Iisus a spus, am încetat din lucru sau m-am odihnit în ziua a șaptea. Now you're going to do the same thing. Vei face același lucru. So what we do each week is a continuous cycle of what he did the first week. Ce facem în fiecare săptămână este un ciclu continuu a ceea ce a făcut el în prima săptămână. So the quotation continues by saying, citatul continuă spunând, on the seventh day, în ziua a șaptea, man is to refrain from labor, omul trebuia să se abțină de la lucru, in commemoration of the Creator's rest. Ca o comemorare a odihnei Creatorului. When we keep the Sabbath, we are commemorating his rest. Când păstrăm sabatul, noi comemorăm odihna sa. We are entering his rest. Intrăm în odihna sa. Now, let's read another statement that's found in Patriarchs and Prophets, page 48. Citim un alt citat din Patriarhi și Profeți, pagina 48. It says, God saw that a Sabbath was essential for man even in paradise. Dumnezeu a văzut că un sabat era esențial pentru om chiar și în paradis. Let me ask you, if the Sabbath was essential in paradise, is it essential today? Dacă sabatul era esențial în paradis, este esențial oare astăzi? Is it more likely that we would forget God today than in a perfect garden? Suntem mai predispuși să-L uităm astăzi pe Dumnezeu decât într-o grădină perfectă? But even in paradise, the Sabbath was necessary. Dar chiar și în paradis, sabatul era necesar.
She continues. Și continuă. Man needed to lay aside his own interests. Omul trebuia să lase deoparte propriile interese. And pursuits. Și ținte. For one day of the seven. Pentru o singură zi din cele șapte. Why did man need to do that? De ce trebuia să facă omul acest lucru? Now she explains. Și aici explică. That he might more fully contemplate the works of God. Pentru ca să poată să contemple într-un mod mai complet lucrarea lui Dumnezeu. And meditate upon his power and goodness. Și să mediteze la puterea și bunătatea sa. Man needed a Sabbath. Dumnezeu, omul avea nevoie de un sabat. To remind him more vividly. Pentru a-i reaminti într-un mod cât mai puternic de Dumnezeu. And to awaken gratitude. Și ca să trezească recunoștința. Because all that he enjoyed and possessed. Pentru că tot ceea ce el se bucură și ceea ce el posedă. Came from the beneficent hand of the Creator. Vine din mâna binefăcătoare a Creatorului. What a beautiful statement. Ce citat frumos. Now there's something else that is very strange in the creation story. Mai este ceva foarte ciudat în istorisirea despre creațiune. You say, what is that? Care ar fi aceasta? Every day, fiecare zi, all seven, dintre cele șapte, not all seven, but the first six, nu cele șapte, ci cele șase, we are told had an evening and morning. Ni se spune că a fost o seară și apoi o dimineață. Is that true? Evening, morning, first day, evening, morning, second day, and so on. La fel a fost în prima, a doua, a treia și așa mai departe. But have you ever noticed something very interesting? Dar ați observat ceva foarte interesant? The seventh day had no evening or morning. Ziua a șaptea nu ni se spune că a avut o seară și o dimineață. Have you noticed that? Ați observat acest lucru? It does not say it was the evening and the morning of the seventh day. Nu ni se spune că a fost seara și dimineața zilei a șaptea. All the days, evening and morning. La toate zilele a fost o seară și o dimineață. Seventh day, no evening and morning. Ziua a șaptea, nicio seară, nicio dimineață. The question is why? Întrebarea este de ce? I once had a teacher that said. Am avut odată un profesor care spunea. Maybe Moses forgot to include it. Poate că Moise a uitat să includă lucrul acesta. Not a good explanation. Nu e o bună explicație. There has to be a theological reason why that is not there. Să existe un motiv teologic pentru care lipsește. Now, in order to understand why the seventh day had no evening and morning. Pentru a înțelege de ce ziua a șaptea nu a avut o seară și o dimineață. We need to remember two things that we've studied. Trebuie să ne amintim două lucruri pe care le-am studiat. Number one, numărul 1. The first week is God's week. Prima săptămână este săptămâna lui Dumnezeu. That's the first thing that we need to remember. E primul lucru pe care trebuie să ne-l amintim. And it's God's week because God worked six and he rested on the seventh. Și e săptămâna lui Dumnezeu deoarece el a lucrat șase zile și s-a odihnit în a șaptea. The second point that we need to remember is that the word Shabbat means to cease. Și al doilea lucru pe care trebuie să ne-l amintim este că cuvântul Shabbat înseamnă a încetat. So first of all, the first week is God's week. În primul rând, prima săptămână este săptămâna lui Dumnezeu. Because he worked and ceased. Deoarece el a lucrat și a încetat. And secondly, the word Shabbat means to cease. Și în al doilea rând, cuvântul Shabbat înseamnă a încetat. Or to stop doing something. Sau a se opri din a face un anumit lucru. Now, with these two foundational points in mind. Cu aceste două puncte importante în minte. We can understand the reason why the seventh day had no evening and morning for God. Putem să înțelegem de ce ziua șaptea nu a avut nicio seară, nicio dimineață pentru Dumnezeu. This is an important point. E un punct important. It does not say that there was no evening and morning for man. Nu spune că nu a fost o seară și o dimineață pentru om. There is no evening and morning for God. Nu există nicio seară și nicio dimineață pentru Dumnezeu. Because the first week is God's week. Deoarece prima săptămână este săptămâna lui Dumnezeu. And it was God who ceased. Și a fost Dumnezeu cel care a încetat lucrarea. That's a very, very important point. E un punct foarte important. Now, why is there no evening and morning for Jesus? De ce nu există seară și dimineață pentru Isus? Well, let's just think about it. Să ne gândim. After Jesus, după ce Isus created the first week, a creat prima săptămână. The very next day, did he begin a new cycle of seven days? A început el din nou un ciclu de șapte zile? Tell me. Spuneți-mi. Jesus
Worked 6 days, ceased on the seventh. Iisus lucrează 6 zile, se odihnește în sabat. Did he begin a new cycle of 7 the next day? Începe un nou ciclu de 7 zile în următoarea săptămână? No. Nu. He had finished. El încheiase. He ceased. El a încetase. The very next day did he begin another creation of 6 days? A început următoarea zi, încă o săptămână a creațiunii de câte 7 zile? No. Nu. So for God the seventh day had no evening and morning. Pentru Dumnezeu ziua a șaptea nu avea nicio seară și nicio dimineață. Not for us. Nu pentru noi. Because when God ceased on the seventh day, atunci când Dumnezeu încetează în ziua a șaptea, he is still ceasing. El încă încetează. Because he did not begin a new cycle of 7 days. Pentru că nu a mai început un ciclu de 7 zile. Now, is this true of man? Este același lucru adevărat pentru om? Does the seventh day have an evening and morning for man? Are ziua a șaptea o seară și o dimineață pentru om? Yes. Da. Because God did not begin a new cycle of 7 days. Deoarece Dumnezeu nu a mai început încă un ciclu de 7 zile. But man was to begin a new cycle and continue using it till the end of time. Omul trebuia să înceapă un nou ciclu și să-l folosească până la sfârșitul vremii. Are you understanding what I'm saying? Înțelegeți ce spun? So God ceased. Deci Dumnezeu a încetat. And he is still ceasing. Și încă încetează lucrarea. From his cycle of creation. Din ciclul creațiunii. That's the reason why the seventh day had no evening and morning for God. Acesta e motivul pentru care ziua a șaptea nu a avut nicio seară și nicio dimineață pentru Dumnezeu. But when he gives it to man, man does have an evening and morning. Omul are o seară și o dimineață. Because he's keeping the week in a continuous cycle. Deoarece păstrează săptămâna într-un ciclu permanent. A continuous cycle of 7. Un ciclu permanent de 7 zile. Now, Christ, in other words, is still ceasing from his work. Hristos încă își încetează lucrarea. He has not started a new cycle of 6 days and the seventh day. Nu a mai început încă un alt ciclu de 6-7 zile. You say now, wait a minute. Și probabil că spune stai puțin. Doesn't John chapter 5 tell us that he is still working? Nu ne spune Ioan capitolul 5 că el încă lucrează? Let's read that verse. Să citim acel verset. John 5, 17 and 18. Ioan 5. John 5, verses 17 and 18. Ioan 5. Here Jesus is speaking to those 17 și 18. Here Jesus is speaking to those who are criticizing the fact that he healed a man's legs on Sabbath. Aici Iisus răspunde criticilor acelora care se leagă de faptul că el a vindecat un om în sabat. It says there, but Jesus answered them. Dar Iisus le-a răspuns. My father has been working until now and I have been working. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. So as I see, he was working after the first week. Deci vedeți, el a lucrat și după prima săptămână. But we need to understand that this was not a new cycle of 6 days of work. Trebuie să înțelegem că nu a fost un nou ciclu de 6 zile de muncă. This was a work of restoring things to the way they were at the beginning. Ci un lucru de restaurare a ceea ce a fost lucrurile la început. He healed this man's legs. Iisus vindecase picioarele acestui om. Just like he healed the man who was blind. La fel cum vindecase omul care era orb. It was a work not of creation but of restoration. Era o lucrare nu de creație, ci o lucrare de restaurare. It was not a 6-day cycle. Nu a fost un ciclu de 6 zile. So we need to understand that when Jesus said that he was working until now. Trebuie să înțelegem că atunci când Iisus spune că lucrează până atunci, până în acel moment. And the Father was working. Și că și Dumnezeu lucrează. It's not talking about the works of creation. Nu vorbește despre lucrarea creațiunii. Now this is proved by Hebrews 4 verse 3. Acest lucru este adeverit de Evrei Hebrews. Hebrews chapter 4 and verse 3. Evrei 4 cu versetul 3. Listen to what it says there. Ascultați ce spune acolo. And yet his work, God's work, and yet his work, pe când noi fiindcă am crezut, has been what? Hebrews 4, verse 3. Verse 3. Intrăm în odihnă. And yet his work has been what? Finished. Since when?
from the foundation of the world. Lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. So let me ask you, when Paul wrote the book of Hebrews, când Pavel a scris cartea Evrei, was the work of God of creation finished? Era lucrarea creațiunii încheiată? Was it still finished? Era încă încheiată? Had God begun a new cycle of 6 days and 7th day? A început Dumnezeu încă un ciclu de 6-7 zile? The cycle was finished. Acest ciclu era încheiat. So for God, it's like the evening and morning never came because he did not begin a new cycle. Pentru Dumnezeu, ca și cum seara și dimineața nu ar fi venit pentru că nu a fost niciodată un ciclu. But man did have a cycle. Dar omul avea un ciclu. So for man there was an evening and a morning. Pentru om era o seară și o dimineață. Let me read you a statement that was written by a great Bible commentator, Adam Clark. Am să vă citesc un citat scris de un mare comentator biblic numit Adam Clark. About John 5:17-18. Despre Ioan 17 și 18. Where Jesus said my father is working and I'm working still. Acolo unde spune că Isus că el lucrează și tatăl lucrează. This is how it reads. Iată ce scrie. God created the world in 6 days. Dumnezeu a creat lumea în 6 zile. On the seventh, he rested from all his creating acts. În ziua a șaptea, el s-a odihnit din toate actele creațiunii. And set it apart to be an everlasting memorial of his work. Și a pus-o deoparte să fie un memorial veșnic al lucrării sale. But though he rested from creating, dar deși s-a odihnit din creațiune, he never ceased from preserving and governing that which he had formed. Nu a încetat să o facă din a purta de grijă și a guverna ceea ce a creat. He ceased creating, in other words. A încetat doar creațiunea. But not upholding. Dar nu și susținerea ei. He continues saying, in this respect, în această privință, he can keep no Sabbaths. El nu trebuie să țină niciun sabat. For nothing can continue to exist. Pentru că nimic nu continuă să existe. Or answer the end proposed by the divine wisdom and goodness. Sau să răspundă unui scop ultim al înțelepciunii și bunătății divine. Without the continual energy of God. Fără continua energie a lui Dumnezeu. So I work. Deci eu lucrez. I am constantly employed. Eu sunt implicat. In the same way. Constant în aceeași fel. Governing. Guvernând. And supporting all things. Și susținând toate lucrurile. Comforting the wretched. Purtând de grijă celor întristați. And saving the lost. Salvând pe cei pierduți. And to me in this respect there is no Sabbath. Și pentru mine în această privință nu există sabat. In other words, God is preserving what he created. Cu alte cuvinte, Dumnezeu poartă de grijă ceea ce a creat. But he did not begin a new cycle of creation. Dar nu a mai început un nou ciclu al creațiunii. He is still ceasing. El încă a încetat lucrarea. In other words, for God, cu alte cuvinte, pentru ca Dumnezeu, the seventh day never ended. Pentru Dumnezeu ziua a șaptea nu s-a încheiat niciodată. Because he did not begin a new cycle of work the next day. Deoarece în următoarea săptămână el nu a mai început o săptămână a creațiunii. You know, Ellen White confirms this. Ellen White confirmă acest lucru. In the book Patriarchs and Prophets, page 115. În cartea Patriarhi și Profeți, pagina 115. She explicitly wrote. A scris în mod explicit. As regards this world, în ceea ce privește lumea aceasta, God's work of creation is completed. Lucrarea de creațiune a lui Dumnezeu este completă. And then she quotes Hebrews 4 verse 3. Și apoi dă un citat din Evrei 4 cu 3. For the works were finished from the foundation of the world. Căci lucrările au fost încheiate de la întemeierea lumii. But then she wrote this. Apoi a scris acest lucru. But his energy is still exerted in upholding the objects of his creation. Dar energia lui este încă exercitată în susținerea obiectelor creațiunii sale. He has not begun a new cycle of 6 days of work and ceasing the seventh. Nu a mai început un ciclu de 6 zile și să se odihnească să înceteze în sabat. But he upholds what he created. Dar susține ceea ce el a creat. He still energizes what he made the 6 days of creation. Încă oferă energie acelor obiecte ale creațiunii sale. In another quotation. O într-un alt comentariu. This is manuscript 4:1882. Este un manuscris din 1882. She wrote this. A scris acest lucru. Although the Lord has ceased his work in creating. Cu toate că Dumnezeu a încetat lucrarea sa în ceea ce privește creațiunea. What has the creator done? He's what? Ce a făcut creatorul? Ceased his work of what? A încetat lucrarea? Has he created any more? De creare. A mai creat ceva?
After the first creation week? După prima săptămână a creațiunii? No. So is God still ceasing from his work of creation? Încetează încă Domnul lucrarea de lucrarea sa de creare? I don't know if you're following me or not. Nu știu dacă mă urmăriți. He's still ceasing. El încă a încetat. He did not begin a new cycle. Nu a mai început un nou ciclu. So when God said it was the evening and morning of the seventh day, când el spune că a fost seara și dimineața a zilei a șaptea, he did not begin a new cycle the next day. Nu a mai început încă un ciclu în următoarea zi. Man did begin a new cycle because he worked six and ceased the seventh. Omul a început un nou ciclu căci el lucrează șase zile și se odihnește ziua a șaptea. Remember the first week is God's week. Amintiți-vă că ziua a șaptea, prima săptămână este săptămâna lui Dumnezeu. So when it says it was the evening and morning of, it doesn't say the evening and the morning of the seventh day, it's referring to God, not to us. Când spune că a fost dimineața și seara sabatului, se referă la Dumnezeu, nu la noi. So to complete this quotation. Pentru a încheia acest citat. She says, although the Lord has ceased his work in creating, deși Dumnezeu a încetat lucrarea sa în creare, he is constantly employed in upholding, el este constant implicat în susținerea, and using his servants as his servants, și folosirea ca servitori ai săi, slujitori ai săi, the things which he has made, acele lucruri pe care el le-a creat. And then she quotes the verse from John 5. Apoi citează versetul din Ioan 5. My father worketh hitherto and I work. Tatăl meu lucrează și de asemenea și eu lucrez. So that has to do with upholding, not creating. Deci el acum susține, nu creează. In another quotation, the book Education, page 130 and 131. Al citat din cartea Educație din pagina 130 și 131. She wrote, as regards this earth, în privința acestui pământ, Scripture declares the work of creation to have been completed. Scriptura declară că lucrarea creațiunii a fost încheiată. The works were finished from the foundation of the world. Lucrările s-au încheiat de la întemeierea pământului. But the power of God is still exerted. Dar puterea lui Dumnezeu încă este exercitată. In upholding, în susținerea, the objects of his creation. Obiectelor creațiunii sale. Now, does the seventh day have an evening and morning for us? A avut ziua a șaptea o seară și o dimineață pentru noi? Of course it does. Sigur că a avut. Because we work six. Pentru că noi lucrăm șase zile. We cease on the seventh. Încetăm să lucrăm în ziua a șaptea. And the next day we begin a new cycle of six. Și săptămâna următoare mai începem un ciclu de șase zile. And cease on the seventh. Și încetăm în ziua a șaptea. But God did not begin a new cycle. Dar Dumnezeu nu a mai început un alt ciclu. So God is still ceasing. Deci Dumnezeu încă a încetat din lucrarea sa. Are you understanding this? Ați înțeles acest lucru? Very important. Foarte important. By the way, the Bible makes it clear that the Sabbath does have an evening and morning for us. Apropo, Dumnezeu spune foarte clar că ziua a șaptea are o seară și o dimineață pentru noi. The Bible says from evening till evening you shall keep the Sabbath. Biblia spune de la apus la apus trebuie să ții ziua sabatului. So for us the Sabbath does have an evening. Pentru noi sabatul are o seară and a morning. Și o dimineață. Furthermore, mai mult decât atât, the seventh day has a numeral adjective just like the other days. Sabatul are și alte numeroase adjective precum celelalte zile. Ellen White wrote a very interesting statement. Ellen White a scris un citat foarte interesant. In the book Testimonies to Ministers, page 135. În cartea Mărturii către predicatori, 135. She wrote that all the seven days had an evening and morning. A spus că toate cele șapte zile au avut o seară și o dimineață. For us. Pentru noi. This is what she wrote. Iată ce a scris. When the Lord declares that he made the world in six days, când Domnul declară că el a creat lumea în șase zile, and rested on the seventh day, și s-a odihnit în ziua a șaptea, he means the day of 24 hours, se referă la ziua de 24 de ore, which he has marked off by the rising and setting of the sun, care este marcată de răsăritul și de apusul soarelui. So do all seven days have rising and setting of the sun? Au toate cele șapte zile răsăritul și apusul soarelui? Of course, the evening and morning is marked by the sun. Fiecare zi este marcată de apusul și răsăritul soarelui. So the seventh day the sun rises and the sun sets. În ziua a șaptea zi soarele răsare și soarele apune. For us, pentru noi, the seventh day has an evening and a morning. Ziua a șaptea are o seară și o dimineață. Now I want to end our study this evening. Vreau să închei studiul din această seară. By mentioning how much Satan hates the Sabbath. Menționând cât de mult urăște Satana sabatul. Why would Satan hate the Sabbath? De ce ar urî Satana sabatul? Why do you think he hates the Sabbath? De ce credeți că urăște sabatul?
Because the Sabbath exalts the creator. Deoarece sabatul îl înalță pe creator. And who was the creator? Și cine a fost creatorul? Jesus. Isus. Are you with me or not? M-ați înțeles? Jesus was the creator. Isus a fost creatorul. Is Jesus Satan's rival? Este Hristos rivalul Satanei? The whole controversy started. Toată controversa a început. Because Lucifer was jealous of Jesus. Deoarece Lucifer era gelos pe Isus. He was not jealous of the Father. Nu era gelos pe Tatăl. He did not aspire to occupy the position of the Father. Nu aspira la poziția Tatălui. He wanted the position of the Son. Voia poziția Fiului. And whom does the Sabbath exalt? Și pe cine înalță sabatul? The Sabbath exalts the creator, Satan's rival. Isus îl, sabatul înalță pe pe creator, care este rivalul Satanei. It's the sign that always reminds us of Jesus. Este semnul care ne reamintește întotdeauna de Isus. And Satan wants us to forget Jesus. Și Satana dorește ca noi să-l uităm pe Isus. So he has to get rid of the sign that reminds us of him. Așa că trebuie să scape de semnul care ne reamintește de el. Now, take a look at the history of the Sabbath. Priviți ceea ce spunem. There is no more destructive doctrine that has been created than evolution. Nu există o doctrină mai destructivă decât cea aceea a evoluționismului. If this world came into existence by evolution, dacă lumea aceasta a luat ființă datorită evoluționismului, what happens with the Sabbath? Ce se întâmplă cu sabatul? If there was no literal story of creation, dacă nu exista nicio o istorisire a creațiunii propriu-zisă, 6 days of labor, 1 day of rest, 6 zile de lucru, o zi de odihnă, but the world came into existence by millions and millions of years, ci lumea a luat ființă acum milioane de ani. What happens with the Sabbath? Ce se întâmplă cu sabatul? The Sabbath disappears. Sabatul dispare. There's no more destructive theory that Satan has invented than the theory of evolution. Satana nu a inventat nicio doctrină mai destructivă decât aceea a evoluționismului. The target is the Sabbath. Și ținta e sabatul. Secondly, în al doilea rând, in the Old Testament period, în perioada Vechiului Testament, Satan led the pagans, Satana a condus păgânii, to keep the day that honored the sun god. Să țină ziua care onora regele zeul soare. All throughout history of the Old Testament, the pagans kept the day of the sun. De-a lungul istoriilor din Vechiul Testament, păgânii țineau ziua soarelui. And the Jews were included. Inclusiv evreii. According to Ezekiel 8, they fell into sun worship as well. Conform Ezechiel 8, și ei au căzut în această practică idolatră. And of course, they observed the first day of the week in honor of the sun. Și țineau prima zi a săptămânii în onoarea soarelui. What was Satan's purpose in leading the pagans to do this? Care a fost scopul Satanei când a condus păgânii în acest mod? He wanted to get rid of the Sabbath. Voia ca să scape de sabat. Because it reminds us of Jesus. Deoarece acest lucru ne amintește de Isus. And then, și apoi, after the captivity, după captivitate, Satan led the Jews. Satana a condus pe evrei to become legalists when it came to the Sabbath. Să devină legaliști în ceea ce privește sabatul. They added many rules to the Sabbath that made it a burden. Au adăugat multe reguli asupra sabatului care l-au făcut o povară. The Sabbath became a day of sorrow, a day of regulations and rules. Sabatul a devenit o zi a întristării și a regulilor. Why did Satan distort the Sabbath? De ce a distorsionat Satana sabatul? Because he knows that it points to Jesus, the Creator. Deoarece știe că îl îndreaptă atenția spre Isus, Creatorul. And then in the early Christian church, în biserica timpurie creștină, Satan led the church to embrace Sunday as a day of worship. Satana a condus creștinii ca să îmbrățișeze prima zi a creațiunii ca zi de odihnă. And then Protestants embraced Sunday as the day of worship. Și protestanții au îmbrățișat prima zi ca zi de închinare. And in the end time, a decree will be given to kill everyone who keeps the Sabbath. La finalul timpului se va da un decret de a fi omorâți toți aceia care țin sabatul. All throughout history, de-a lungul istoriei, Satana has shown a hatred for the Sabbath. A și-a arătat ura față de sabat. Because when we keep the Sabbath, we are reminded of Jesus. Deoarece atunci când ține sabatul, ne este reamintit Isus. The Creator comes to our mind. Creatorul ne vine în minte. And Jesus is the rival of Satan. Și Isus este rivalul Satanei. So did you understand what we studied? Ați înțeles ceea ce am studiat? We studied only the first, it is finished. Am studiat doar prima parte a ceea ce înseamnă s-a sfârșit.
Jesus worked 6 days. Isus a lucrat 6 zile. He ceased on the seventh day. A încetat în ziua a șaptea. Or rested on the seventh day. S-a odihnit în ziua a șaptea. From his work. De toată lucrarea lui. And then he commanded man to keep the Sabbath as a reminder. Și a poruncit omului să păstreze sabatul ca o semn de aducere aminte. Now let me get ahead of myself as we conclude. Dați-mi voie ca să vă concluzionez. When did Jesus finish his work of redemption? Când și-a încheiat Iisus lucrarea de răscumpărare? Yes, on the cross. Da, pe cruce. Which day did he finish? În care zi a sfârșit? What did he say on the cross? It is what? Ce a spus pe cruce? Oh, it is finished. S-a sfârșit. What did he do the next day? Ce a făcut în ziua următoare? He rested from his works of redemption. S-a odihnit de lucrarea sa de răscumpărare. What is he going to do when he makes a new heavens and a new earth? Ce va face atunci când creează un pământ și un pământ și un cer nou? When he does the work. Când face lucrarea aceasta? Isaiah 66 says that we are going to keep the Sabbath as a reminder of the new creation. Isaia 66 ne spune că vom ține sabatul ca o aducere aminte a noii sale creațiuni. And so those are the things that we're going to study in our next presentations. Lucruri pe care le vom studia în următoarea prezentare. We're going to see that the Sabbath has always been God's plan. Vom vedea că sabatul a fost întotdeauna în planul lui Dumnezeu. At creation, la creațiune, at redemption, și la răscumpărare, and the future restoration, și la viitoarea restaurare. And the religious world needs to understand this. Și lumea religioasă trebuie să înțeleagă acest lucru. That by rejecting the Sabbath, că respingând sabatul, and embracing Sunday, și îmbrățișând duminica, they are attacking the Creator Jesus Christ. Ei îl atacă pe Creator, pe Iisus Hristos. And even though they claim to remember him, și deși ei spun că și-l amintesc, they are really forgetting him. De fapt îl uită. So thank the Lord that we have the Sabbath. Mulțumim Domnului că avem sabatul. That always reminds us of the greatness of Jesus. Care întotdeauna să ne amintească de măreția lui Isus. His power. Puterea lui. His goodness. Bunătatea lui. His generosity. Generozitatea lui. His grace. Și harul său. You know, Adam and Eve did not ask God to create them. Știți, Adam și Eva nu a cerut lui Dumnezeu să-i creeze. It was an act of God's love. A fost un act al dragostei lui Dumnezeu. We did not ask God to redeem us. It was an act of his grace and love. Nu i-am cerut lui Dumnezeu să ne răscumpere, a fost un act al dragostei sale. And at the end the restoration will be also an act of his grace and love. Și în cele din urmă, actul de restaurare va fi din nou un act al dragostei sale. Let's pray. Să ne rugăm împreună. Father in heaven, we come before you. Părinte ceresc, venim înaintea ta cu umilință. You are so great. Ești atât de măreț. You are so powerful. Atât de puternic. There is no glory for us. Nu există nicio slavă pentru noi. We did no work in our creation. Nu am avut nicio lucrare în această we creațiune. We did no work in our redemption. Nicio lucrare în lucrarea we de will răscumpărare. Do no work in the restoration. Nu am făcut nimic ca să ne răscumpărăm. All the honor and glory belongs to you. Toată onoarea și gloria îți aparține ție. Thank you, Father, for being such a wonderful God. Îți mulțumim, Doamne, că ești un Dumnezeu atât de minunat. We ask that as we continue our study, îți cerem ca pe măsură ce ne continuăm studiul, that we will see Jesus as we have never seen him before. Că-l vom vedea pe Iisus cum nu l-am văzut niciodată. And our hearts might be filled with joy and gladness because of his greatness. Și inimile noastre să fie umplute de bucurie din cauza aceasta. This we pray in his precious name. Căci ne rugăm în numele său prețios. Amen. Amin. God is good. Even though Satan hates the Sabbath,
Chiar dacă Satana urăște sabatul, we are sure from the word of God that he's not going to obliterate it. Suntem siguri din cuvântul lui Dumnezeu că nu îl va înlătura. Because God always wins. Deoarece Dumnezeu întotdeauna câștigă. And that is what we are going to sing about. Și despre acest lucru vom cânta. Be blessed. Fiți binecuvântați. God is a refuge, God is a strength. God is a refuge, God is a strength. God is a refuge, God is a strength. So we will not be afraid. For our God is a refuge, God is a strength. God is a refuge, God is a strength. God is a refuge, God is a strength. So we will not be afraid. Almighty fortress is our God, a bulwark never failing. For God is a refuge, God is a strength, our helper, he is the flood of mortal ills prevailing. For God is a refuge, God is a strength, for still our ancient, for our fall, doth seek to work as woe. His craft and power are greater, and armed with cruel hate. On earth is not his equal. But God is a refuge, God is a strength. God is a refuge, God is a strength. God is a refuge, God is a strength. So we will not be afraid. Did we in our own strength confide, our striving would be losing, were not the right man on our side, the man of God's own choosing. You ask who that may be. Yes, our God is a refuge, God is a strength. God is a refuge, God is a strength. So we will not be afraid. Oh no, we will not be afraid. Oh no, we will not be afraid. God is a refuge and strength, our very present help in trouble. God is our strength.